Hudinașilor, aparent se întâmplă lucruri ciudate la ora 3 dimineața în Brockhaven. Să nu uitați să rupeți butonul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările. Și hai să vedem despre ce este vorba. Am aici un TikTok și îmi arată luna acolo și la ce se referă cu luna asta, frate? Ia stai. Să-i dau pe play, ci că niciodată, stai așa, niciodată nu te uita la lună în Brockhaven. Dacă te uiți, ce se întâmplă? Ia să vedem. O să mori automat? Ce, mă? Deci pur și simplu mori dacă te uiți la luna din Brockhaven. Unde e luna? Uite acolo. Mă uit la ea. Yo! Mamă, deja mi-e frică. Deja mi-e frică, dar luna aceea din TikTok arăta diferit. Ia stai să mai pun încă o dată TikTok-ul să vedem. Ok, deci o să fii distrus automat. Și ci că există o bază militară lângă lună? Bro! Unde e racheta asta? Ia stai! Deci există o bază militară la ora 3 dimineața lângă lună. Cred că o să-mi iau o mașină ceva. Ce mașină să-mi iau? Vreau o mașină șmecheră de asta de la VIP. Îmi iau Monster Truck, bro. Ia, aprind și luminile. Mamă, ce faruri roșii are. Și mă duc către lună. Deci luna e în partea aia. Hai să pun viteza mai mare, 100 așa, ca să pot și să conduc Monster Truck-ul. Dar stai puțin, se gata harta. Deci aici undeva ar trebui să fie baza militară. Ia stai să pun iară TikTok-ul să vedem. Deci aici ar fi trebuit să fie baza militară. Că în partea asta e luna. Ia, deci dau înapoi puțin. Așa. Și ia uite, zice că trebuie să folosească racheta de la baza militară. Bă, e lângă terenul de fotbal. Ha? Aici e terenul de fotbal? Da, bă, aici trebuia să fie baza militară. Uite terenul de fotbal. Deci a mers bine. E ora 3 dimineața? A, nu, îmi scrie că e 12 noaptea. Ia stai. Stai puțin, bro. Îmi scrie că e 12 noaptea? Trebuia să fie 3 dimineața. Ha? Ia să dau start. La timp, gata, acum și dau stop iară. Deci acum e 3 dimineața. Ok, ok, ok. Hai să vedem. Apare pe aici vreo bază militară, ceva? Sau se schimbă luna? Deci luna e acolo pe cer. Dar nu văd nicio bază militară aici. Poate trebuie să mai fac altceva. Ia stai să vedem. Pun iară TikTok-ul și dau play. Deci a zburat cu racheta și a sărit aici, a ajuns într-un alt loc, bro. Și lansează rachetele să distrugă luna? Cred că da. Da, vrea să distrugă luna ce are ea, frate. A distrus luna. What? Pe bune? Dar problema mea e că nu s-a schimbat luna și nu am nicio bază militară. Băi, deci TikTok-ul acela este fake, frate. Nu se întâmplă asta la 3 dimineața, adică uite-te și tu. Nu e nicio bază, absolut nimica. Oh my god, deci nu-mi vine să cred ce țeacă mi-am luat. Însă, stai așa să vedem, un alt TikTok. Și zice așa, secret, ia, nu, stai, item secret în Brockhaven. Interesant. Și are un cocktail molotov în mână. Bă, cocktail molotov, serios? În Brockhaven? Cum obțin asta? Ci că du-te la poliție. Deci trebuie să mă duc la secția de poliție, aparent. Ia stai așa, îmi iau hoverboard-ul. Viteza 45, bun, perfect. Și mă duc la secția de poliție. Și aici ar trebui să existe oare cocktailul ăla molotov? Gata, am ajuns. Stai să pun TikTok-ul, să-i dau play.
intră în secția de poliție și zice așa: sub masă e un buton strălucitor. Chiar era un buton acolo, bro, ia, stai puțin. Deci butonul ăsta strălucitor de sub masă, eu nu l-am observat niciodată. Ia stai. Deci trebuie să mă duc aici și sub masa asta... Bă, nu e niciun buton strălucitor, aici trebuia să fie undeva. Nu e niciun buton strălucitor, frate. Bă, trebuie să mai fac ceva să-l activez. Ia să dau de mai în spate. Tot de la început, ia. Deci ne arată itemul și se duce la secția de poliție. Și uite, e acolo butonul. Și după aceea zice: du-te la motel. Și a găsit pe jos itemul ăla, gen cocktailul Molotov. Dar eu n-am niciun buton aici. Deci dacă ne uităm, nu există niciun buton. În fine, hai să mă duc până la motel. Poate a apărut itemul acolo, cine știe. Un cocktail Molotov. Ia, 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 să vedem. A apărut? Aici ar trebui să fie, în camera asta. Bă, nu e! No, my God! Cum era, frate, să existe un cocktail Molotov? Dam o idee. Știu eu cum să-mi fac propriul cocktail Molotov. Fiți atenți aici. Bă, deci am o idee. Deci dacă te duci aici, hai să vedem dacă mai merge. Și iei o bombă și o pui aici și o explodezi. Bom, a luat foc punga. Și am punga Molotov, uite-te aici, băi. I-am dat foc la pungă, n-am cocktailul Molotov, dar am punga Molotov. E punga în flăcări, frate. Oh my God. Deci dacă mi-a dat țeacă cu cocktailul, măcar am reușit să-mi fac punga Molotov. Și hai să vedem următorul TikTok, care zice așa: nu încerca asta în Brookhaven. Aici nu pare să fie 3 dimineața. Are un tricou cu Mr. Beast, dar se duce și își selectează o casă. Stai așa să vedem ce casă. Ok, deci casa asta. Trebuie să mă duc și eu. Mă teleportez. La mine o să las așa 3 dimineața. Și am nevoie de căsuța aia. E o căsuță albă, așa, ia stai să vedem. Ha, unde o fi căsuța? Asta era. Deci am nevoie de căsuța asta. Pune iară TikTok-ul. Și, bă, era cineva aici la el. Deci uite-te și tu. Stai puțin. Deci și-a pus casa. Și cineva a intrat în casa lui, am văzut. Și ce scrie aici? Și că s-ar putea să fie bântuită casa asta. Ce? Și eu încerc asta la 3 dimineața, serios? Uite-te și că să vezi dacă este ceva creepy în casă. Mamă, și e și semnul ăsta cu nu încerca asta singur. Ok. Bă! Am mai observat ceva. Când merge, e cineva acolo în partea aia. Ia uite. E un ciudat acolo, bro. Eu stai să intru și eu în casă să văd dacă mi-a apărut ceva aici. Era un ciudat aici în partea asta, frate. Ia să-mi iau și camera de filmat. Poți să intri aici? Da! Poți intra aici, dar la mine nu e nimeni. Ia să pun iară TikTok-ul. Ia că am mai scris ceva. Ci că cred că suntem în siguranță. Ok. Ah, dar uite, după aceea vede chestia asta și apasă pe, gen, pe tablou. Ce-a fost asta, cică? Ce, mă? S-a auzit un sunet, cică, ia stai. Deci s-a dus aici și a apăsat pe tablou. Ia să scot asta. Apăs pe tablou. Nu se întâmplă nimic, deci la mine nu se aude niciun sunet, frate. Ok. Și se duce unde? Cică, ultima șansă să te întoarci înapoi. Pune-te pe toaletă, cică. Ok.
A, uite, bă, s-a deschis camera aia secretă după ce s-a pus pe toaletă. Nu încerca să intri în casă. Ce, frate? A, nu, stai. Stai, că am citit și eu dacă e. Stai așa. Ce scrie aici? A, nu încerca asta acasă. Ok. M-am speriat, mă gândeam, cum să nu încerc să intru în casă când eu sunt în casă deja? A, și trebuie să pui un cod secret, băi, asta e. Deci nu încerca asta acasă. Zice și pune un cod secret. Care se numește așa ea. Start. Event. Haunted Clown, ce mă? Ia stai. Deci trebuie să pun asta, dar trebuie să mă duc și eu sus întâi. Deci mă duc aici, asta e, deci să fac toate nebuniile. Și unde e baia oare? Aici, nu e aici. Baia aia, aici cred. Da, aici așa s-a dus, s-a așezat pe toaletă. S-a ridicat, s-a deschis camera secretă cu seiful de aici, bun. Și după aceea stătea undeva în partea asta, cred. Dacă se vede patul, văd și eu patul, bun, ok. Și trebuie să pun comanda secretă acum, care este așa, start. Start. Event. Ok. Haunted Clown. Ok, bun. Și dacă pui asta, ce se întâmplă? Ia să dăm pe TikTok să vedem. Și după aceea zice deschide camerele. Băi, e tot ciudatul ăla. Dar pare că se teleportează sau ceva, se gliciuiește. Doamne. Și a venit cu toporul și i-a dat bucata. Oh my god. Oh my god. Ce creepy e. E creepy rău de tot, bro. Deci ia să pun și eu comanda asta în chat. Am pus comanda și după aceea zicea să deschid camerele. Să mă uit pe camere, ia să vedem. Bă, stai puțin, mi s-a părut că s-a glitchit ceva aici când am mutat. Nu-mi zic că e casa bântuită. Momentan nu văd niciun clown sau ceva de genul ăsta. Niciun clown. A? Ia stai. Bă, nu pare să vină niciun clown către mine. Cred că am scăpat din așilor. Bă, ia stai. Mi s-a părut ceva aici la geam. Nu-i nimica? Domnul, iar mi s-a părut că se mișcă ceva acolo. Ok, frate. Cred că o să ies din casa asta, sincer să fiu, pentru că începe să se facă tot mai înfricoșătoare parcă casa asta. Cred că o să mă teleportez afară și cred că o să mă cam tir. Cam acesta a fost episodul Hudinașilor. Să nu uitați să rupeți butonul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările și să-mi scrieți în comentarii dacă la voi se întâmplă lucruri dubioase la ora 3 dimineața. Pa, pa!